Curtea de apel Alba Iulia a dat ieri 7 decembrie verdictul în procesul intentat de fostul viceprimar al Devei Răzvan Mareș împotriva primarului Devei Florin Oancea. Astăzi Răzvan Mareș a adus la cunoștința consilierilor locali sentința definitivă prin care primarul reședinței de județ este obligat să-i plătească lui Mareș daune morale în valoare de 40.000 de lei. După două procese câștigate, unul pe fond, unul în recurs, iată că și a treia instanță, Curtea de Apel Alba Iulia, ieri s-a pronunțat hotărârea în definitivă că primarul Nicolae Florin Oancea a mințit când a spus că eu, Răzvan Mareș, am vrut să-l omor. Vă mânesc, domnule consilier, și dumneavoastră o hârtie din hotărâre, pentru că, datorită acelor afirmații, eu am avut foarte mult de pătimit. Familia mea... Lăsați-mă să termin. Dar lăsați-mă să termin. Sau lăsați cetățenii să termin. Să vedeți că sunteți consilier local. Deci, asta e problema dumneavoastră în prezentare. Asta v-ați rezolvat în instanță, domnul președinte. Nu are rost. Ai o zavere tare, 2 minute, oricum... Un minut, că nu vorbesc mai mult. Eu am venit doar astăzi să prezint în fața consilierilor această hotărâre, pentru că, datorită acelor afirmații, am fost defăimat, familia mea a avut de suferit, soția mea, mama mea, toți pe stradă mă întrebau, Răzvan este adevărat? Și am spus nu. Iată că am mers pe calea legală, am mers pe calea instanțelor și toate cele trei instanțe mi-au dat dreptate. De astăzi, Răzvan Mareș poate să afirme public, Florin Nicolae Oancea a mințit. Asta se o transmiteți, vă rog, vă doamne astăzi, să o transmiteți și domnului primar. Și cred că ieri s-a făcut lumină în ceea ce a însemnat acea declarație din 2018. Mulțumesc! Primarul Florin Oancea a lipsit și de la această ședință a Consiliului Local și nu a putut obține un punct de vedere cu privire la acest subiect.